Sal, guys, și bine ați venit la episodul 7 din Secret Podcast, unul din cele mai tari podcasturi făcute de la 1545 încoace. Știți despre ce e vorba? Invitat, mască pe față, efect live pe voce, căști pe urechile mele, yeah, pentru că avem buget. Nu știu nici eu despre cine e vorba, nu știți nici voi, dar cine va ghici în premiera de pe YouTube va primi un super premiu de o valoare neasemuită, acest accesoriu nebun, așa că hai să nu mai lungim, să-i dăm bătaie la podcast. Drop the mic. Gata, putem începe? Bun, bună seara în primul rând, mulțumim foarte mult că ai acceptat această invitație. Cum te numești? Nu, promesc. Ce voiam să te întreb așa, ca să ne cunoaștem mai bine, unde te situezi tu în domeniul tău, în top câți oameni, aproximativ? Top 1. Top 1, deci cel mai bun? Simona Halep, minunat. Care e ultimul articol, hai să dăm și clepsidra asta ca să înceapă timpul de 10 minute în care o să stai mascat, care e ultimul articol care s-a scris despre tine în presă? A apărut într-o revistă de scandal. E bun, ne plac astea. Așa, și ce spune el? Că am să părăsesc o persoană dragă. Aoleu. Bun, deci e cu telenovele aici. O persoană dragă fiind iubită, bănuiesc că pe mama ta nu o să o părăsești sau pe... Nu. Fiica ta, fiul nu. Tău? Despre cine era vorba? De iubită? Iubit. Ok. E bine, până la urmă. Și eu mi-am părăsit iubitul de mai multe ori și a fost în regulă. Acum să descoperim niște trăsături fizice. Cum ai părul, de exemplu? E creț? E lins? E deloc? Este lins spre deloc. A, deci ești pe punctul ăsta de, cum îi zice, la boala respectivă? Punctul 0. Punctul zero al părului. Ai vreun animal de companie? Am unul, dar... De asta s-a scris mai mult că vreau să mă despart. De animal? Și ce? Animaluț, nu e animal. Ce marcă e? E câine? E moldovean. Înțeles. Dar ce specie? Cățel, salamandră, din ce familie vine? Este brac moldovean. Drac moldovean. Bun. Brac. Drac? Brac. Brac. Bun. Nu știu ce înseamnă, dar e ceva real, brac? Brac, da, e o specie de câini. Ah, ok, brac moldovean. Mirositori, ăștia miros. Și există și brac ardelean, brac oltean? Da, depinde în zona unde s-a născut. Ah, nice. Bun, deci ai un brac moldovean, ai vrut să-l părăsești, ca păr ești în punctul 0, dar mai ai încă ceva acolo. Ai fost vreodată roastuit / imitat, ceva de genul ăsta, de cineva din spațiu public? Da. Așa, roastuit sau imitat? Roastuit, bun, deci se restrânge destul de tare. Și a fost un roast difuzat pe YouTube? Pe TV. Ah, pe TV, wow, am înțeles. Deci undeva bănuiesc că la umor, că acolo se fac roasturi. Bine, hai să mergem și la zona online. Face... Are rost să mai discutăm. Face giveaway-uri din astea pe Instagram, pe Facebook, unde se mai fac TikTok-uri, unde se mai face conținut de genul ăsta? Sau... Nu. Deci nu activezi atât de tare pe online? Nu activez. Am înțeles. Am încercat, dar m-am lăsat. Și ai rămas pe TV și pe scenă? Sau pe scenă nu? Pe scenă nu. Deci doar pe TV? Ești de pe zona de televiziune? Da. Ok. Și care e ultima emisiune în care ai fost invitat? La TVR1. Foarte mișto. La ce anume? Garantat 100% sau ce? Nu mai știu emisiunea. Nu mai e emisiunea. Dar la care? S-a schimbat titulatura, a rămas numai prezentatorul. Am înțeles. Și la ce emisiune ai fost invitat? La femei și bărbați de 10. Și eu mi-am dorit mereu să merg la emisiunea aia. Dar e pentru întreaga carieră. De foarte, foarte multe ori am văzut, da, că
A, deci ăsta aproape de final. Sau ai avut atât de multe realizări încât... Sunt foarte mulți care apar și nu au ajuns la final. Sunt mulți care nici nu au început să apară acolo. Bun. Stai așa să vedem ce aș mai putea să te întreb ca să se prindă lumea cine e sub mască. Culoarea ochilor? Căprui, bun, deci clasici. Minus 2. Minus 2 la ochelari. Da. Ok. Dar nu port. Nu port, dar dacă ai purta ochelari, avea minus 2, practic. Sau lentile. Cred că da. Ok. Apropii destul de mult telefonul. Și... Ești o persoană urmărită des de paparazzi? Să zic că lumea uită și pe chiar vora mai bine. Te urmăresc paparazzi des? Că ai zis că ai avut un articol în presa de scandal. S-au lăsat de asta? Au trecut pe altcineva? Au obosit. Nici nu știu acum cine e în vizorul lor. Teo Rose, că ea e super urmărită. Bun, și acum să restrângem. Nu știu de ce. Să restrângem un pic domeniul. Cânti, dansezi, faci comedie, pictezi, unde putem să te încadrăm? Toate. Am încercat să le fac pe toate. Așa, pe pictură cum stai? Pe pictură foarte prost. A, înțeles, pe dans? Ultimul câine mi-a fugit după ce a văzut ultima pictură. Ai încercat chestii da Vinci? Da. Bun, pe dansat cum stai? Pe dansat? Dansez destul de bine, dar obosesc. Ok. Dansez mai mult blues. Blues, da, care nu implică atât de multă mișcare corporală. Pe cântat? Pe cântat... Ureche sau voce? Ca aici, sau deloc? Ureche. Deci ureche. Ureche. Ureche și... Da, urechi, două, nu? Adică le-ai pe amândouă. Da. Bun, ăsta e îmbucurător pentru astăzi noi. Astăzi am un pic înfundată că... Dar ea există. M-am bărgărit și... Dar ea că e acolo, adică n-ai... Da. N-ai scos-o. Sau de top vorbeai? Nu, n-am dup. Ai ceva internațional? Ai dat lovitura pe planul ăsta sau ai rămas pe local? Nu, și internațional. Deci ești recunoscut și pe planul ăsta? Oarecum. După ce? Adică ce după ai lansat? După fizicul. Ok, și fizicul ăsta unde a apărut? Astfel a apărut, încât... apare. Apare îmbrăcat de regulă sau apare... Apare îmbrăcat, nu, dezbrăcat. Deci n-ai refuzat. Nu, n-am. Nu duri. Uit în oglindă și știu ce am și cât e, cum să arăt. Păi, deci, cred că ești al doilea invitat la care n-am nicio idee despre cine e vorba, doar că ești băiat. Adică ți-am văzut mâinile și... Na, ai... Nu, să nu fii niciodată sigur. Trăiesc niște vremuri așa de tulburi încât... Cu alimentația la fetițe, da. Mi s-a întâmplat și mie să... Să dai peste o tipă cu păruți pe... Să pun pe Veronica și să dau de Veroner. E... Într-o excursie. Am înțeles. Da, băi, ar trebui să mănânce un pic mai... Să mănânce alimente bio, să nu mai consume tot felul de porcării din comerț. S-a întâmplat vreodată să ieși din sectorul tău și să faci altă activitate artistică? Da, am încercat. Am ieșit din sectorul 2 și am intrat în sectorul 3. Și am făcut accident. Chiar de curând. E partea dreaptă făcută praf. Dar nu sectorul 3, sectorul info. Ok. Și acum referindu-ne la sector, la branșa în care ești, ai încercat ceva de genul ăsta să... Nu știu, dacă ești cântăreț să faci comedie, dacă ești comediant să dansezi. Am încercat să mă dau cântăreț, nu mi-a ieșit. Așa. Decât în unele momente. La o emisiune TV? Al vieții, emisiune. Așa, în casă, cu prietenii. Am înțeles, deci nu ceva ce știe publicul neapărat, ai chinuit doar oameni din preajma ta, nu... Majoritate. Nu audiența. Da, nu mă ascultă toți, e adevărat, rămân vreo 2-3 după ce cânt. Bun. Ai zis că nu ești o persoană care e super activă pe online, dar bănuiesc că ai conturi de Instagram, de Facebook. Ai, nu? Adică te ții. Da. Deci cam câți oameni te urmăresc? Ca să facem o marjă din asta. Zilnic sau nu, pe săptămână? Spune că eu mă uit dată la 2 săptămâni, de-aia vreau să... Atunci când te uiți, câți urmăritori vezi? De exemplu,
în momentul când postezi ceva, da, sar de 4-5 mii. Ah, e bine. Care e secretul? Că eu n-am mai reușit să fac asta. Păi nu, și la asta, și asta mă întreb. Cred că pun poze cu alții. Păi cu cine ai pus ultima poză? Păi am pus poze cu excursie de-a mea în Italia. Cu excursie de-ale tale. Și într-o locație beton unde nu intri. Unde nu merge oricine, dar practic. Dar unde și-a făcut Jennifer Lopez ziua. Acolo ți-ai făcut o... Acolo am făcut eu o seară. O tăiere de moț sau ceva, unde a făcut ea. Nu, o petrecere. Ah, bun. Păi înseamnă că o să ne împrietenim după asta. Adică o să încerc să stau pe lângă tine dacă ai banii. Te rog frumos, ai mai repede, că nu mai pot să mai respir. Stai că mai e un pic. Bun, uite, am ajuns aproape de finalul clepsidrei și o să ești primul invitat care ne-a cerut toate băuturile. Tot, care a vrut. Eu am să vă refuz. Da, adevărat. Am văzut că e bogat barul seara asta și am zis că de obicei am mai fost la podcasturi și am băut la apă de... Am făcut pipi o săptămână, da. Aici e nelimitat, avem niște bugete enorme din partea... Da, și acasă. Mea. Acum nu mai ai efect pe voce. Eu, sincer, nu mi-am dat seama despre cine vorba, adică n-am nici cea mai vagă idee. Dacă poți să vorbești la liber, fără efectul pe voce... Păi, înseamnă că dacă nu mă recunoști, ai făcut degeaba meseria asta și o faci în continuare. Vai, deci mi-e atât de cunoscută vocea. Atât de cunoscută mi-e vocea și cu toate astea nu pot să-mi dau seama. Dar... Ce? Adică unde? Ce? Unde? Ai o răgușeală specifică pe care o știu. Sigur, asta m-a lansat. Au încercat foarte mult să mă trateze de răgușeala asta și le-am spus nu. Deci de și asta le-am spus nu, că am muncit la aia 30 de ani. Deci de asta la muzică nu rup gura târgului, dar în rest, dar de unde? Mă și enervează că nu reușesc să-mi dau seama. Dar... Hai, mai întoarcem asta odată. Mai întoarcem odată. Și mai spune ceva, zi-ne unde ai apărut. Mai fac un ultima gest. Dată, unde fac un gest și gata. Mamă, ce... Doamne, băi, Ionuț! Mică, doamne, deci... Mamă, nu știam ce... Recunoșteam corpul, adică... L-am văzut de multe corpul, ori. Da. L-am văzut de super multe ori la antenă. Doamne, deci efectiv nu mă așteptam să fie, dar... Te știam după timbru vocal. Am să rămân așa îmbrăcat în asta așa, da? Adu-mi și mie pălăria. Stai că avem 6.000 de băuturi aici. Da, mă, nu. Eu beau un whisky. Ce whisky ăsta? Nu, e de la 45 de ani. Toate. Așa, da. Nu, e un whisky fin, dar din hipermarket. Adică nu e un whisky fin din magazinele de whisky, dar e preluat din hipermarket. Stai așa, că aveai un whisky ce-ți plăcea și ne dădeai tu rețeta. Dar aia cu apă, nu mai țin minte ce marcă era. Gata, nu mai dăm branduri, că cine știe cine o să vină să sponsorizeze. Cine să vină să sponsorizeze, bravo. Acest podcast. Bă, Ionuș, ce faci, mă, dragul bine, meu? Bine, frate, uite, ne-am făcut un podcast de ăsta unde să nu știe lumea cine e invitatul, pentru că e mai... Foarte tare, e foarte tare ideea. E mai interactiv și am îmbrăcat oamenii în costumul ăsta de Squid Game. Probabil ai văzut serialul. Da, am văzut serialul, bun, o să te rog să mi-l dai și acasă, pentru că... Ăla e al tău. Dacă vreau să află unde a ascuns nevastă mea banii, vreau să spun, să dau o spargere la mine acasă. Jur că de 30 de ani nu aflu niciodată, tot timpul vine de undeva, hop, ia! O pui în competiția aia, știi, pe nevastă, ca să-ți facă toate probele alea. Noi aici avem niște întrebări un pic mai nătângi, să zicem așa, adică nu e nicio întrebare personală, nicio întrebare despre carieră, poate mai intrăm și în asta. Vrei să spun ceva, că am obosit de astea, le știe toată lumea. Le-ai și spus în celelalte podcast-uri, le-am văzut. Da. Și mergem pe zone așa mai jocuri de imaginație, niște zone ipotetice. Uite, de exemplu, prima întrebare ar fi ce crezi tu că le-ar interzice Dumnezeu lui Adam și Eva acum în 2022, dacă ei ar fi pe pământ sau în paradis cu toate descoperirile ei? Nu, sincer, n-ar mai inventa-o pe Eva. Ar mai aduce un Adam 100%, spune băieți,
Luați-o de la începuturi până la sfârșit. Deci, ar fi Eva, doi Adami? Ar fi doi Adami. Da, Adam și Adam? Practic. Adam și Adama, da. Și Madama. Dar mai mult ca sigur, pentru că trendul e... E spre zona... E spre zona asta, nu ne împotrivim, nu avem nimic împotrivă, și... dar Eva joacă un rol secundar în zilele noastre, e din ce în ce mai rar văzută. Adevărat, da, să știi. Da. Și sub acoperire de foarte multe ori, Eva, adică în diverse forme ni se arată. În diverse forme, da, bă, dacă te-ai uitat acum pe Facebook și pe Instagram, toate seamănă după un singur model, toate păr da. Negru pus aici, conci, bac, buze, Big Mac, aici, Big Mac, Big Mac să moară, Big Mac, frumos, n-o mai recunoști, și se întreabă de foarte multe ori de ce copilul e mai urățel, mai... pentru că așa arătai tu până să aia, știi? Mai puțin estetic. De-aia se supără și soțul, bă, ce mi-ai făcut, sora mea, că te-am luat sână, da, dar nu mi-ai arătat pozele când aveai 14 ani ce la Bragadiru, da, bă, ai ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut, ce e al cui? Asta e din tine, ești tu, prințesa mea, că mai mult de asta te-am luat, da. Da, o aplicație aia, știi că este o aplicație FaceApp? Da, mă, da, aia de te face... Da, pe bani, adică e aia care te face miștoi pe bani. Aia de te face de rupe ecranul. Si, da. Bă, eu mi-am făcut o poză așa și m-a făcut ca pe tipele alea. Adică pe eu aș cuvânt? Putea să-mi dau o întâlnire, da. Costă vreo, cred că 10 euro sau ceva de genul ăsta. Hai mă, nu cred. Da, și te face super. Gheață n-avem, nu? Avem gheață. Aducem niște gheață. Da. Dacă nu suflu eu în el. Nu, suflu, ești rece. Bravo. Știu că tu ai, cum e să spun, o voce caldă. De-aia mi-e frică să-ți dau. Da, de asta, vezi că da, am știi. O căldură în suflet și în voce se transmite. Știi aia cu Dinică, cu fata care a dat mâna. A dat cu o fată mâna care făcea sampling pe acolo cu pahare și a dat mâna cu ea și avea o mână rece și o întreabă ce la vară ce faci. Nimic, de ce mă întrebați, maestru? Să vii să-mi tii și mie spiritul la rece. E fenomenal asta, e bestial. Să vii să-mi tii și mie spiritul. Să vii să-mi tii și mie spiritul, da. Da. Era, am crezut că fata aia era pe între viață și moarte, știi, dar Doamne ferește. Să fi fost vorba de asta. Uite, o altă întrebare pe care o avem aici. Dacă te-ai bloca într-un lift cu un criminal în serie, dar știi că e criminal în serie, e neprins, e de la tine din scar. Cum îi rup tăcerea? Ce faci? Cum... Deci, știu că e criminal în serie, da? Tu știi, dar da? El încă n-a fost. Îi spun, nu mă omorâ pe mine, îți dau adresa lui soacră mea. Te rog frumos, o victimă. Deci faci troc? Da, da. Te rog, nu, îi mai dau ceva de lucru. Și ăștia, cum să spun, o să vrea să mă omoare pe mine? Vrea suflet mai tânăr. Îl dau pe Palade. O să-l vrea. Da, de la de companie de Cornel vorbeam. Da, moldovean, brac moldovean. El a și mâncat niște chestii, acum nu mai e atât. Da, mama a venit de acolo, tu frit, slab, frate. A slăbit acolo, a slăbit vreo 7 kg. Păi nu mâncau decât 200 de grame de orez pe zi sau 200 de grame de fasole. Fiartă, fără gust, fără nimic, fără absolut nimic. Atât. Decât dacă câștiga pe acolo ceva, le mai dădea o gogoașă sau aia. Dar eu n-am văzut că s-a și sacrificat la un moment dat, nu? Adică... Băi, pentru Gianni. Pentru Gianni, da. Păi, da, să spun ceva. Ăsta e Cornel. Așa e el. N-a plecat să zică, bă, uite, am terminat și o închid pe mușchii mei și cu asta gata. A închis-o frumos, lăsându-l pe Gianni mai departe. Pentru că Gianni era la provocare. Și dacă Cornel nu i-ar fi dat voie să termine, Gianni ar fi fost eliminat. Ori Cornel știa că vrea să plece acasă. Uite, bă, băi, moldoveanu. Băi, ce frumos a făcut. Ce suflet iată, frumos. Bravo. Foarte frumos. Că s-a întâmplat și cu Rux și numai cu Aniția. Numai puțin că o să pun cu lingură cu tot, că a înghețat și lingura. Pune și lingura la înghețat, da? Sau, când aveți înghețată... O iei în gură, da, și după aia pui toate băuturile. Da, pui în ea și... Pui și după aia... Mă hotărăsc greu. Nu, e la început podcastul, dar... Asta este altceva. Asta, da, asta sau ăsta, nu știu care. Tu pune întrebările. Da, eu spun întrebările de aici. Criminal în serie. Criminal în serie, rup tăcerea în lift, o dai pe soacră la dispoziție. O pui pe soacră ta la... Știi de ce? Pentru că dacă pune mâna aia pe el, uită că e criminal în serie. Vă scrie de soacră mea. Soacra Romica Țociu a omorât un criminal în serie.
e periculos rău. Da, da, să spun ceva. Am avut o prietenie extraordinară cu soacră mea. A, deci n-a fost genul ăla de... A stat la mine aproape 10 ani. Ea mi-a crescut copiii. Ea s-a dus pe Cătălin. Deci Cătălin făcea înot, făcea schi, făcea patinaj, făcea aia și mama, pac, soacră mea, pac, 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 pac. După aia a crescut Cătălin, a luat-o pe Daria, pac, pac, pac. Și să spun ceva, a fost de mare folos. Pentru că... Tu erai plecat tot timpul. A ținut un fel echilibru. De pe echilibru acolo când mai venea, mai pf, mai sus, mai țeau, mai pf. Așa, ea era la construcție acolo tot timpul. Și niciodată n-ai avut... Niciodată n-am avut, să... niciodată. Numai... Eu cred că mi-a părut rău că a plecat. Pe cuvântul meu de onoare. Deci, atât. Practic, nevasta a avut mai degrabă pornire. Nicoleta venea să o omoare în fiecare zi, că nu putea. Îți dai seama că era la control. Da, foarte tare. Noroc. Deci, avem voie să bem? Tipică. Da. Avem, că e trebuia după... Trebuia să-ți furați un laptop mai înalt. E după ora 8 dimineața difuzată asta. Avem voie. Avem o întrebare pe care... Am nimerit unul bun. Știi ce ai pus aici? Nu știi. Ăsta e bun. Cred că e ăla de care beau eu. Ăsta e Jack? Da, da. Am crezut că la gheață te referi, că au nimerit Jack. O gheață bună. Da. Avem o întrebare pe care eu nu știu. Pe asta, nu știu, lipită, nu știu. Da. Jur că nu știu. Aveți numai de astea, cum se spune. Cosmin, care s-a ocupat și de invitația Cine ta. Cine, Coco? Da. El îmi dă întrebări. O întrebare personală pentru fiecare invitat, la care trebuie să ne răspunzi la sfârșitul podcastului. Am înțeles, să ai timp să... O văd prima dată. Da. O văd pentru prima dată. Dacă e ceva supărător, să știi da, că nu el e supărător. N-are ce. Ce? Cocoșată? Zi. Așa. E adevărat că în timp ce tu și Cornel Palade stăteați în telefon cu câștigătorul la bingo, mama lui Mitoșeru era în spatele panoului și schimba premiile. Ce bună asta. Foarte tare. Foarte tare asta. Foarte tare asta. Mama lui Mitoșeru era în spatele panoului. Foarte tare. Păi mama lui Mitoșeru apare mai mult decât Mitoșeru. Apare, da, așa e, da. Da, i-au luat garsonieră ăștia chiar jos la antena acolo. I-au luat garsonieră. E sigur un locatar la antenă. Da, da. Dar e adevărat? Sau? O să le spui la final, da. Răspuns. O, doamne, vai. A fost foarte bună întrebare. Tu unde? Ești la Kiss, tu, nu? Nu mai. Nu mai am ești fost, la Kiss? Am fost. Acum, fost la Kiss? Că de-aia am și timp să mă ocup de câte un podcast. De ce te-ai? Era prea mult timp? Prea mulți bani, în primul rând. Am înțeles. Vrei să spun... Toți fugim din prea mulți bani și eu la fel. Dar de peste tot, românii pleacă în străinătate. Și la antenă au vrut să pluseze și am zis, dacă nu faceți lucrul ăsta, nu mai plec. Îmi dezobișnuiți familia, mă băgați în altele. Stați, bă, cuminți că mai avem și noi demnitate. Nu putem să luăm toți banii și să... Bravo! Ai luat o decizie. Da, știi de ce? Lucuza i-au scăzut, de aia l-au chemat înapoi. Lucuza i-a scăzut. Bă, nu l-au mai... plătit data trecută. Da, și am zis, bă, așa, da, bun simț. Da? Când au venit la mine cu dublatul, du-te, e urât, cum se poate. Da. Asta e. Dacă ai fi animal de companie, să zicem că ai fi un câine, ce tip de stăpân ai vrea să ai? Ce gen de om? Sau poți să ne zici chiar o persoană cunoscută? Bă, să spun ceva, să fii că să fii cățelul lui Drăgușanca. Vai, bine? Nu, dar o cunosc, e o persoană mișto. Dar... Îți dai seama ce vezi acolo? Nu uiți toată viața ta. Dar crezi că îl lasă să vadă când se... Păi n-are cum, păi ce, doar nu-l închide. Păi, lasă păi uite, Fifi, uite ce mi-am luat, că n-are cu cine să vorbească, uite, cum ți se pare astea, fufu, putare, câine. Nu mai spus ce sunt, câine sau cățea, că asta dacă sunt cățea, o mușcă. Dacă vă că-și cumpără lejerie mai frumoasă ca a mea, știi? Îți cumpără hăinuțe de alea penibile, da. Păi aia e, o rochiță de mireasă, că ea face rochiță de mireasă. Da, mireasă pentru câine, pentru aia, da. Da, să fii cățel, da. Rămâne Drăgușanca, la ea ai, eu nu știu, m-aș duce, cred că pe cineva mai natural. Câinii nu știu dacă știu însemnătatea siliconului și a îmbunătățirilor. De ce? Se poate juca cu ele, că ei sunt zgubilitiși când dau de ceva.
Hai, da, pur și simplu, da, explorează. Da, e, da. Deci drăguț, mai natural, nu știu. Știi, și, a, cu toate că, dacă ai observat, e o modă care vine acum din America, fetele să fie fresh, să nu mai umble la constituție și nici la aia, se poartă, se poartă sânii natural, se poartă, se expună cu mândrie orice. Se expune orice, adică implanturile, și asta e o mare problemă, mai ales doctorii care aveau cabinetele alea unde era o nebunie, acum s-ar părea ca lucrurile să nu mai stea, sunt pe minus un pic, da. Eu zisem că sunt niște programări, avem în România vreo doi medici celebri care Poftim? Da, 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 pe un an, doi trebuie să te pui la coadă, adică chiar dacă ai banii respectivi. Aici, păi, în România nu e, muncește sau găsește un fraier să-i pună, că trebuie, că n-ai cum... Da, dar înțelegi? Costă vreo 5.000, așa am înțeles, că e undeva la vreo 5.000 de euro. La 5.000 ceva beton, ceva... Ceva, da, ca lumea. Ceva, înțelegi? E chiar beton, nu e silicon. Să cer, baci 5.000 ca să cer măcar 3.000 după aia, știi? Înțelegi? Că da, la normale cer până în 300 și mai... și mai vrei și rest, știi? Dar, la salariu, zice. Adică salariu, da, atunci salariu. Când te angajezi, când undeva, te angajezi, da, ceri mai puțin. Da. Uite, să zicem că păi acolo crește, acolo crește. La îmbunătățiri, exact ca la mașină. Da, când o vizi, mai... airbag, da, încălzire în scaune, bă, îți dai seama, încălzire în scaune, dacă geamuri centralizate, da, 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 cum mi se spune, ABS, bă! ABS, bine, deja ABS, ăsta-i pe aia. Și ea, îți dai seama, că o vezi din prima ce dotări are, ce dotări dacă e full, dacă, dacă e full option, te-ai nenorocit. Dacă e standard, mai merge, adică standardul, merge la un... Da, standardurile sunt ocolite acum, da, mor de foame. Trebuie, da, să te duci sus de tot. Da. Da, uite, că tot vorbim despre fete, să zicem că gândurile s-ar auzi, așa ar decurge viața oamenilor. Și tu ești cu soția și vezi pe cineva foarte sexy pe stradă, pe cineva full option. Și să mă audă zicând, mamă, și, ce fund are bărbatul ăla. Sau, acolo ar fi grav. Mamă, ce fund are ăla. Ar fi grav, da. Leu, ce genunchi. Da, ce genunchi. Ce frumos, ce epilat, ce, e pe gleznă. Ce biceps are. Cum ai Nicoleta, nu. Ce ți-ai repetat sau ce ți-ai repetat ca să nu-ți... Ca să mai e gândire. Foarte greu în momentul când ești într-o meserie ca a mea, unde ai stat lângă frumos și lângă fete frumoase, lângă balerine toată viața. Îți dai seama, am fost la Tănase, unde corpul de balet era format din 20 și ceva de fete. Pomă la bingo, pomă la toate emisiunile de la antenă. Am fost înconjurat numai de fete frumoase. La un moment dat, intri într-o rutină, n-ai crede lucrul ăsta și te uiți în momentul ca la colege. Prima dată îți ies ochii din cap și scade limba de nu știu care e limba de la pantof sau a ta. Știi? Dar după aia intru într-un soi de, cum tovărășie să spun, de obișnuință. Și să spun ceva, îți jur, în ciuda... tuturor lucrurilor spuse despre mine, nu mă întorc niciodată să mă uit la o femeie când sunt cu Nicolet. A, deci te abții pur și simplu să ții privirea... Nu mă abțin, nu mă interesează. Dar când nu ești cu Nicolet, a? Se mai întâmplă să îți fugă un ochi. M-am călcat pe limba mea de vreo două ori până să aflu că... Da. Dar nu intervine ispita când... lucrezi într-un mediu de genul ăsta, cu foarte multe... Ispita, să spun ceva, știi cum e cu mierea, când ești, când te ocupi de miere și ești apicultor, bă, și degetul un pic e omenește, e my friend. Trebuie testată. Trebuie testat produsul. Te bate Dumnezeu dacă nu testezi. Dacă tu nu știi marfa, e, da, e păcat. Sigur, nu știi cu cine dansezi pe scenă. Da. Bun, deci am înțeles ce am înțeles. Dacă, uite, dacă mâine i s-ar șterge întregii lumi amintirea despre tine, întregii lumi, inclusiv familie, chiar s-a întâmplat asta într-un film acum, Spider-Man, nou Spider-Man, ai face toate eforturile astfel încât să le readuci la cunoștință cine ești sau ai lua-o de la capăt? Ar fi mult de muncă. Sau ai lua-o de la capăt, pur și simplu. Toți, nimeni nu mai știe cine. În momentul când ești empty, e...
Vorbesc cu tine pentru că îmbrățișăm aceeași meserie frumoasă. Extraordinar. Și chiar datorită ție cum o și facem noi. Mă bucur din suflet că ți-am insuflat lucrul ăsta și să spun ceva. Deja va ține în suflet cineva dacă nu ai datele necesare ca să poți să și le faci. Și înțelegi? Pentru că le fac. Vorbeam și de stand-up, că sunt unii care au niște texte foarte bune și unii care au niște texte foarte proaste. Adevărat. Nu toți sunt geniali. Și interpretare. Contează mai multe. Sunt mai multe acolo adunate ca și la noi. Înseamnă foarte mult. Noi avem o altă meserie pe care o facem noi vis-a-vis de stand-up. Cu toate că dacă mi-aduc aminte, primele mele apariții au fost stand-up. Ah, de fapt, da, că mergeai pe scenă și... Eram singur. Eram singur și povesteam niște chestii care mi s-au întâmplat sau li se întâmplă altora. Și tu chiar ai început în anii... Eu chiar 80. Am început în 86, 87. Când să fac asta când eram pe vremea lui Nenicu și mergeam la festivalurile de umor. Și trebuia să fii foarte smart și să le găsești în așa fel ca să nu se prindă băieții ca să nu de se la... prindă aia că da, cine dădea o cocoșată la un festival mișto și se ducea, toată lumea aplauda. Îți dai seama, băi, era una care era fenomenală cu aia, cu doi prieteni, cu Bulă, cu cafeaua, l-a invitat pe prietenul pe Bulă la o cafea și ăsta zice, băi, mă, bebem cafea sau nu o bem? Și gata, mă, acum, aduce un pahar cu apă fierbinte, îi pune și lui o cercă cu apă fierbinte, leagă bubul de cafea cu sfoară, îl bagă de dor la el, îl bagă de dor la ala, îl împăturește, îl bagă în buzunar, Bulă de rușine, băi, hai noroc, ce cafea, o minunăție, săptămâna viitoare, dacă n-ai ce face, ce Bulă, treci și tu pe la mine să bem o cafea din asta cu tare. A doua săptămână apare prietenul lui, salut, hai să bem o cafea, că bă, cafea aduce Bulă, ce știne? Leagă bobul cu sfoară și nu-l bagă, doar îl trece așa pe deasupra și le-l pe deasupra, îl bagă în buzunar la cărăt. Ce treacă, ce cafea faci? Lasă-mă, mă, trecu, că am băut data trecută cafeaua la tine, n-am dormit toată noaptea. Era aia care avea doar opt, avea cuvintul care era fenomenal, cu tare, astăzi aici emisiunea radio la zi în agricultură, dăm legătura în județul Giurgiu, da, povestul din județul Giurgiu, astăzi s-au însămânțat peste 127.000 de hectare, alo, județul Brăila, 207.000, Oradea, 549, Ilfoșeala, care în un moment dat se aude, alo, vă rugăm frumos, opriți însămânțările că s-au depășit hotarele țării, da? Fenomenale, ăștia erau... Și astea nu erau remarcate de oamenii de partid? Unii erau, să... textele erau cenzurate. Existau o cenzură, nu puteai să vii cu ele dacă nu treceau pe la un consiliu județean, unde un instructor cultural județean, în prealabil, aviza textul. Și se întâmpla ce ca și dai tu cocoșat pe lângă, era treaba ta. Imediat te chema. Se întâmpla să mai bagi de la tine în momentul respectiv. Da, eu am avut o scăpare cu ciobănicule, cu cioban, ciobanel, ciobănicule. Am avut un text cu, cum se spune, cu Miorița, cu turme de oi, cu un ciobanel, cu un ciobănic, cu un ciobanel. Și am făcut așa cu aluzie și m-au... A oprit, mi-a zis textul cu tare, dar am zis ciobănic aici, dar nu a zis ciobănicule, înțeles, parcă. Mi-a scăpat, da. Păi și da, cum te-au sancționat? Păi au sunat la Consiliul Județean și am primit o mustrare. A, deci n-ai ajuns, n-am până, avut, n-ai ajuns la canal. Nu, la canal, era făcut, aia am avut noroc. Era deja terminat. Era terminat, da. După aia deja... Da, asta vreau și revin la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu... Cu amintirea lumii, dacă... Știi cum e meseria asta? Dacă nu faci bine ca lumea să te țină minte și ai o perioadă când ori te lași, ori se întâmplă ceva și te-a lăsat publicul din mână. Când te-a lăsat publicul din mână și ai intrat în uitare, s-a încheiat. Numai s-a închis la non-stop. Zici? Adică nu se s-a poate... S-a închis la non-stop. Nu se poate reinventa persoana respectivă? Nu, te reinventezi, dar nu mai ești acolo. Nu mai merge cu reinventatul. Nu mai.
Nu mai mă gândesc. Acum nu mai, nu mai. Crede-mă că nu. E o supă încălzită. Adică, de exemplu, uite, chiar Doru Octavian Dumitru l-aș avea ca exemplu. El da, a făcut da, Doru e numărul 1. Și să spun ceva, da, să spun ceva. Doru, plecarea pe care a avut-o în America, bă, Doru a fost number one. Doru a fost era... Jesus. El a venit cu stand-up-ul, cine zice că a inventat sau că a adus sau că a fost, la revedere. La Doru se închide. Doru, Sala Palatului, primul om care pac, a închis pe litoral, juca fenomenal. Și pe vremea lui Nicu și aia. Doru. Eu am avut un traseu asemănător cu Doru peste tot prin locurile prin care a trecut Doru, după aia am trecut eu. Bă, dar prin toate. A, deci el a fost pionierul și după a fost pionierul cu tare. Prin toate teatrele pe unde a fost el, Tănase, Constanța, Galați. La Galați el a plecat, eu am venit și atunci m-am pupat cu Cornel. Fenomenal. Nu, e un la traseu. Galați l-ați cunoscut? La Galați ne-am cunoscut eu cu Cornel, da. La teatru muzical. Da. Asta zic că mie mi se pare că el a revenit după o pauză destul de lungă și acum are spectacole mari, adică are spectacole destul de consistente din ce am văzut și pe promovări. Bine, nu mai e nici nivelul ăla de atunci pentru că publicul s-a mai schimbat. Publicul s-a împărțit, jumate din publicul lui a migrat spre stand-up-ul nou, altul a rămas acolo. Știi... mi-a pus Bobonete o întrebare, băi, ți-e frică sau ți s-a părut că stand-up-ul vine peste ceea ce fac? Nu, niciodată. Știi ce face stand-up-ul? Ține comedia vie, my friend. Corect. E acolo. Corect. Înțelegi? Este un fenomen. Țin aproape de fenomen. Să uită la trei din ăla, uită și la una de-a mea. Să mă uită la două de ale mele. Dacă îți vin la recomandări, știi? Și îți... Înțelegi? Iar publicul pe care l-am eu cu Cornel este un public extrem de larg. La noi, de exemplu, se vine de la 24-25 de ani până la 60 de ani. Da. Deci asta este structura de spectacol, de exemplu, când ne ducem afară. Când ne ducem afară, asta e structura de spectacol. Spectacole în țară, la fel. Și peste tot unde avem, asta e structura noastră de spectacol. Am crescut niște generații și până moră aia, noi rămânem cu ei. Ai înțeles? Aici este secretul. Dar bine, pentru asta trebuie, știi și tu foarte bine, să te resoftezi și să te upgradezi la nou, să vii cu mereu și cu glumele subiectele din zona, perioada respectivă din ce zona. Știi oamenii, pentru că dacă vorbești despre lucruri trecute, el începe să stea să-și aducă aminte și l-ai pierdut și s-a apucat de friptură. Adevărat. În momentul când s-a apucat de friptură, nu mai e de acolo. În momentul când l-ai lăsat să se răcească, că ce dracu mi s-a răcit friptura? Băi, de ce te-ai dă întreg? Adu-mă alta. Ai înțeles? Adică și la noi e... Și, stand-up-ul e o chestie foarte mișto. Lumea vine pentru stand-up, se așează frumos, și-a luat whisky-ul sau cu tare, sunt atenți, sunt civilizați, nu spun că ai nu sunt și nu știu ce sunt. Vin la o petrecere, vin cu copiii, vin cu neveste, vin cu socrii, cu tare, ce au ei aduși pe acolo și începe o organizare a lor, fără, inconștientă. Vină cu unde, ține pe la cu tare, stai de-am gândit, ai comandat aia, nu cu tare. Mai bă, tată, ce dracu, nu te-ai apucat de asta, cu tare, ai răbdare acum, vrei, acum, ți-am dat whisky, cu tare. Băi, adu-mă, stică ăla, două, îmi place, că e cu tare. În momentul când l-ai lăsat să facă asta, ai pierdut. Nu mă, nu, gata, la revedere, da. Nu ți-ai luat banii. Să uită la... Deci, nu, ne-am dat avansul, cere înapoi. Deci, în momentul, dacă la genul ăsta de spectacole nu i-ai electrocutat în primele 5-7 minute... Astfel încât să le captezi atenția... În momentul cu tare, ai luat copiii prima oară, că cu aia ai treabă, că e atât de aia, copiii și câinii, te-au nerogat. Am luat copiii, am organizat, al cui e blond, opa, tata brunet, ce unde doamnă, opa, soțul, șofer, pac, l-a luat, l-a și trasă, l-a bagă lângă el, pac, cu tare, doamna, să rumână, cu tare, copii, încercați cu diazepam, vă rog frumos, că știu că le dați aici nutrienți, în Spania, mănâncă carbohidrați, cu tare, părinții, doamna, frumos, pac, i-ai organizat, i-ai pus,
și te-ai apucat. Dacă ai început cu textul de la început, te-ai nenorocit. Deci să faci 20 de minute de stand-up, asta fac eu cu Cornel. Ăsta e stand-up. Sunt lucruri pe care le vorbești despre lucrurile care se întâmplă acolo în timp real, cu cuvintele și cu inspirația ta. Nu este nimic scris. 20 de minute, asta fac cu Cornel până îi ordonăm. Până îi așezăm. Adică acolo e improvizație pură, cum ar veni. 20 de minute este improvizație pură. Nu începe niciun fel de text. Încep ușor să arunci pac-pac până când începe și încep să-l structurez și să croșetez cu ei despre. În 40 de minute sunt făcuți praf, faci cu ei sus, jos, sus, jos, înainte, sus, drept, scuta, pa, 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 pa. Dar e super greu, e foarte greu să faci improvizație. Ăsta sunt genul de spectacole pe care le facem noi. Da, ți-am spus, plaja pe care o avem este o plajă foarte de public, care ne iubesc, vin și din dragoste. Unii își aduc aminte, bă, când eram în țară, când eram cu tare, ăștia doi, cu tare. Pentru că vrând, nevrând, trebuie să recunoști că comedia pe care o făceam eu cu Cornel era o alta față de ce făceau înaintașii noștri. Da, și erați vârful de lance atunci, când erați și la bingo. Și la bingo și la aia, nu spun. Eu știu că te-am văzut, ca să zic o întâmplare personală, te-am văzut toată în Mamaia, era Hotel Scandinavia. Ah, da, bravo, acolo am deschis noi Scandinavia. Da. Băi, mi se părea, mă uitam, eram cu taică meu și își schimba culoarea hotelul. Dacă ți-mi știi. Da, da, știu. Oameni, mă uitam la voi ca niște zei, ați coborâsele dintr-un S-class. Nu eram cu Dacia Breaker. Da, da. Și ai zis, stai cu tatăl. Dar nu era nostru, ne aducea cineva. După aia l-am cumpărat, după ce am terminat vara. Da. După spectacolul ăla. Da, nu. Era aspirațional tot ce vedeam, știi, adică, mamă. Chiar vreau. Da, eram peste tot, în toate locurile mișto unde se deschidea. Erați prezenți. Eram invitați pentru că... Păi erați cei mai cunoscuți comediați de la momentul ăla. Și făceam o comedie mișto, cum să spun, curată. care se preta pentru genul ăla de locații. Pentru că, să spun ceva, și ăsta, noi avem trei programe. Și cu Cornel atacăm primul program. Schimbă, în funcție de public. În funcție de public. All time. Adică există variantă de rezervă? Nu, nu. Ai văzut, n-au mers ălea. La revedere, ălelalte nici atât. Deci dacă ai un public mai, să zicem... Mai greu. Mai greuț, te duci pe... Vii cu de-astea mai ușurele, mai ușoare, da. Să îi captezi și să faci. Ai temelii, te apuci de temelie. Pac, 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 pac. Înțelegi? Da. Și simțim imediat. Dacă în primele 10 minute n-au rezonat, e clar că... Trebuie să recurgi la armele trebuie alea. Trebuie să recurgi la artileria grea, la bazuca. Se numește temelie. La temelie. Înțelegi? La temelie. Vezi, nu e așa. Zice lumea, aia vine, aia, țociu și palate. Da, mă, știu. Majoritatea au zis, aia, țociu și palate. Crede-mă că știu ăsta, știu, cunosc foarte. Țociu și palate. Nu, până nu ne cunoști, până nu vezi cât de mișto suntem și ce lucruri facem și ce înseamnă lucrul ăsta și să rămâi în piață 33 de ani, nu realizezi. Aici mi se pare că sunt preconcepții în piață. Cumva cred că și eu am trecut prin preconcepțiile astea, învârtindu-mă în zona asta de comedianți noi. Da, și abia chiar la Te Cunosc am descoperit ce înseamnă să fii și comedian de TV, că e super greu să fii comedian de TV, adică să faci lucruri pe TV unde n-ai nici libertatea comedian aia. Comedian de TV, trebuie să ai pe TV. 100 de date, my friend, trebuie exact. Să știi unde te oprești, pentru că ea se duce. Nu poți să zici, îmi cer scuze, ce i-am zis, fug, nu. Trebuie să fii atent, trebuie să continui relația. Pentru că ea trebuie continuată, pentru că ăla de la televizor care se uită, te urmărește. Și în momentul când ai tăiat asta și te-ai dus în altă parte, l-ai pierdut. Ce a zis, mă, că ce? Bun, adu-mi și mie o bere cu tare. Ce ai făcut la serviciu astăzi? Ce dracu te-ai îmbrăcat, fă, cu halatul? Cu palate. Cu palate, te-ai îmbrăcat cu palate. Te-ai îmbrăcat cu palate iar, bă. Da, da. Înțelegi, trebuie să fii atent. Și toate emisiunile noastre, în majoritate, erau live. Și nu uita că n-a fost niciodată scris. Toate aparițiile noastre erau făcute acolo, erau pe moment. Bă, dacă ăla nu e stand-up, să mă ierte Dumnezeu. Și să vorbești 3 ore și să ai ce să vorbi, să nu se trimite niciodată rezerva. Atenție! Să zice de cum mai zice, începe tu, bătut. Tu, când tu la tine a rămas. Mă, nu, eu, tu. Trebuia să o dai pe aia, tu.
nu. Dar ați avut chimia asta din prima cu Cornel? Sau a mers mai greu la început? Crede-mă că o spun și mă repet, cred că a fost o întâlnire ancestrală, crede-mă. Deci a fost predestinată. Da, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Și eu făceam treabă singur și el făcea, că și el era actor de comedie, era la teatru acolo și el a fost în Mișcarea de Amatori. Dar, vezi, împreună am creat o altă lume. Eu am venit cu lumea mea, el cu lumea lui, el... E într-o zonă mai chill un pic, mi se pare că e mai soft, e mai chill, și tu ești mai agitată, chill, da, și vă completați... Păi lucrul ăsta a declanșat comedia, pentru că, să spun ceva, trebuie să fie unul care o pregătește și la unul care trebuie să se descarce. La voi e mult mai greu, că trebuie să o și pregătești, să o și descarci. Și da. E complicată treaba. De-aia spun că sunt preconcepții. Băi, ce mă, ce au făcut? Băi, alo. Dar în orice domeniu sunt. Când e vorba de cineva care stă în industrie timp de zeci de ani. Noi am făcut. Și pot să vorbim acum cu oamenii, pentru că oamenii s-au deșteptat. Nu mai sunt aia de acum câțiva zeci de ani. Televiziunile particulare, my friend, nu te țin, indiferent ce îi face. Poți să te dai peste cap, să-ți arăți și curul, să-ți arăți, să faci orice. N-ai făcut rating, ești acasă. Ai plecat. Corect. Nu, la revedere. Poți să le fii drag, poți să-și rupă hainele. În momentul ăla când n-ai făcut rating, de-aia, alo. Și suntem în industria asta de 30 de ani. Noi n-am avut niciodată spectacole sponsorizate, băi, tu jur. Deci toată viața mea am mâncat ce am adus la sală. Păi deci plătitori. Au fost plătitori. Plătitori. Am fost o perioadă cât am fost la Tănase, dar și pentru Tănase. Dacă nu venea lumea la sala de spectacol, cât am stat 7 ani acolo, se uita urât, stăia din salariu, se uita urât cu tare. Spectacolele în țară, pe care le facem de o viață, pe care le făceam cu Jean, cu Bibanu, după aia noi singuri, că am avut o perioadă când noi am ținut capul de afiș ani de zile, zeci de ani. Era ce aduceai la sală? Aia este de impresarul. Nu zicea, vorbeam de o sumă, mi-o dădea și dacă veneau bine, nu. Nu, tată. A, nu era ce pe mâncai, sumă fixă, niciodată. Ce mâncai, ce venea la Mamaia sau la Eforie, aia mâncai seara. Nu, te uitai. Toată viața n-am trăit decât din ce am produs. Și din ce ai adus tu și pe ce am adus munca eu, ta la... Pe munca pe... Nu, dar noi n-am avut sponsori. Să ne sponsorizeze, să mergem, să-ți dea unul bani, bă, facem de-alea... Și voi doar stați așa. Ceea ce e trist că n-ați prins avantajele sponsorilor, că există și avantaje în ziua de azi. Da, este foarte adevărat, dar pe semne că suntem într-o zonă unde nu se popă nimeni cu genul nostru de comedie, posibil, cine știe. Noi suntem și virulenți, să spun ceva, noi facem satiră socială, pe unii deranjează, și socială, și politică, și sexy, și cutare, și nu se pot asocia cutare. O să-mi spună, dom'le, n-aveți așa o chestie mai drăguță? Păi ce mă drăguță, mă chem să... Da, să-mi știrbești, practic, din număr, doar pentru... Da, posibil, acum nu știu, sunt multe ipoteze, nu dau vina, n-am căutat niciodată. Ba avem, am prins niște chestii interesante, dar pe alte chestii de imagine, de asta, de... Dar spun, toată viața eu cu Cornel și în continuare avem spectacole unde suntem chemați afară pe bilete. Se vinde, se încasează, cașcavalul. Corect, mi se pare corect. Și de o viață antenă și toate televiziunile, cu seriale, cu ce am avut, cu emisiuni, cu rating și am spart niște ratinguri, noi am făcut niște... Au fost și acum cu Te Cunosc și ultimul sezon a avut niște ratinguri. Îmi pare rău că nu putem zice toate poveștile de la Te Cunosc. Că sunt extraordinar de multe. Sunt foarte. Bine, a fost una foarte amuzantă atunci cu Anisia, când tu lăcrimai la final. Ți-mi minte când te-ai calificat în finală? Da! Așa și, mă rog, îți curgeau lacrimile și vine Anisia. Aia mi-a spus, eu am înțeles la telefon că a murit cățelul. Da. Și era, domnul, Romic, îți plângeți că v-ați calificat în final. Și când le-ai zis, nu, mi-a murit câinele. No. Îl duseseră la spital, n-am înțeles de emoții. Atunci alea au venit, mi-au smuls aia cu tare. Și Anisia zice, da, și Anisia dă replica genul. Păi și acum e bine? Și acum e bine? Păi n-ai auzit că a murit. A fost foarte mișto. A fost o ediție extraordinară. Dar toată lumea de acolo vorbește încă despre sezonul despre precedent. Sezonul precedent și acum e un sezon foarte mișto, dar sunt toți cântăreți, my friend. Da, da, în afară de Natanticu, care ești praf, băi, ești praf. Natanticu, praf.
Și ăsta nu mai răspunde la telefon de când de la te cunosc. Nu ți-e mai rușine, ai ajuns maker. Și-a luat un noroc pe Elizi, că ea mai cântă. Ne-am întâlnit în weekendul ăsta. A, da? Da, am fost, stat până la 8 dimineața, cum stă Natanticu de regulă. Bine, ca de obicei. Da. E obișnuit de la Splash. Așa am făcut tot. Din liceu, că el așa face, da? Practic. Asta e stilul meu de viață. Da. Uite că, apropo de liceu, dacă într-o zi ar veni fiul tău acasă cu, cu o iubită care are 3 copii acasă, măritată, care ar fi reacția ta? Deci acum eu... are 2, dar e cu... E, nu, e căsătorit legal. Da. A, sunt bunic. Că... Da, mi-ai zis să felicitări. Dar să zicem că ar fi venit la 19 ani cu o doamnă care are 3 copii acasă, o doamnă de 35 de ani, 36 de ani. Era la sol dacă venea cu Marius, care era... avea 2 copii, da. Unul din copiii ei. Da. Așa. Să vină cu da, această... Da, 3 copii. Și spune, spune că o iubește. Și spune, tată, e femeia visurilor mele, sper să nu te pui în calea fericirii noastre, are și 2 copii. Și e măritată. O să ducem o viață în paralel până când descoperă ea o cale ca să-i spună soțului. Să spun ceva. Deciziile vis-a-vis de copii sunt foarte grele. Asta așa e, da. Asta e adevărat. Deciziile... N-așa pe de unde să știu, dar îmi închipui. Deciziile... Hai să fii tată și hai să vezi. Și după aia o luăm și pe aia cu Marius, dacă vine acasă. Da! Deci asta e mai ușoară acum că mi-ai zis să o să luăm. Da. Vine cu Marius acasă într-o zi. Bineînțeles că primul lucru pe care l-aș face ar fi o consiliere tată-fiu, în care aș explica că e un pic contra naturii asocierea. Și dacă el ar insista, l-aș lăsa. Pentru că să spun ceva, dacă nu lași, devine dușmanul tău. E bine să lași, să vadă, să-și dea seama singur, să-și dea seama singur că... Dar dacă face greșeli pe parcurs. Asta e că dacă are 19 ani, stai puțin, și le asumă deja. Eu l-am învățat suficient de multe lucruri de care să se ferească. A văzut șmecherie, le-a văzut pe toate. În casă la noi le-a văzut pe toate. Dacă n-a realizat că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel și luate într-o anumită ordine, înseamnă că ori eu n-am știut să-l cresc și să-l educ, ori este un tâmpit. Și dacă okay, e tâmpit, îl las să trăiască tâmpenia, să-și trăiască tâmpenia. Pentru că un scandal și să mă apuc să o bat pe aia și să dau șoturi în cur la copiii lui aia, să-i dai afară pe el cu tare, el să sară, da, la aia, Nicoleta între noi, eu s-am făcut deja un film. Mică, nu, da, lasă, termine, băi, tată, am crezut că mă iubești. Ieși afară, fițara aia, drept, înțelegi? Ieși afară, și da. Și 2 copii. Nu, deja, nu, 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 nu. Deci nu, păi da. Și dacă, să zicem, el ar veni la o... La ziua ta de naștere, unde sunt foarte mulți oameni cu această domniță și cu cei 2 copii, care ar fi reacția ta? Unde sunt toți prietenii tăi buni? Da, o să spun ceva, toți prietenii mei sunt open. Și cu Bitman, și Tavi Cole, și Cornel. Da, Bitman, și îi place viața. Și... da, încă o dată spun, dacă te pui împotriva unor lucruri care... cum să spun, n-ai la care să lucrezi și nu ai acordul fin, pentru că când este vorba de dragoste, de iubire, când se alege praful, nu mai gândește nimeni niciodată. Da, sunt unii care funcționează normal în momentul când se îndrăgostesc și găsești o persoană care înțelege și cu care merg într-o relație normală, nu aia să-i rupi hainele sau să-i dai 2 pumni în gură ca să-i spui că o iubești, înțelegi? Sau ia să spargă geamurile de la mașină și aia, înțelegi? Să nu meargă în telenovelă. Să nu meargă în telenovelă. Și sunt persoane care nu pot să-și înfrâneze pornirile. O luptă cu un copil într-o dilemă de genul ăsta este foarte gravă. Este foarte grav, pentru că, să spun ceva, suferă toată lumea. Suferă și părinții, suferă și el. Păi, uite, cu tare, cu aia. De-aia eu pe copiii mei
i-am lăsat să-și aleagă fiecare soartă. Să-și aleagă ce cred ei de cuvință că pot să fac. Nu m-am băgat niciodată în viața lor. Deci nu i-am bătut niciodată. Și cu profesia, niciodată cu profesia. Tu cu trebuie să fii comedian ca tata. Nu, no, nu. No. Dar ea e la facultate, la teatru. A, deci a preluat. Ea a preluat asta. N-am încurajat-o. I-am spus, vezi că este o meserie. Eu am avut noroc, i-am spus. Eu am avut noroc. Am venit într-o perioadă. Am avut altceva. Tu ești fată. Da, e încrezătoare, nu i-am tăiat aripile, ferească Dumnezeu. I-am spus numai că este o meserie foarte grea, unde are foarte mult de învățat, unde va trebui să se bată cu foarte multă lume, cu foarte mulți oameni care deja ia luțociu. Adică și ce mă dacă ia luțociu, ce strâng de mănânc de pe jos? Poți pleca cu un dezavantaj, sunt, știi că ești nu, că fiul când ești cu luțociu poți să ai și avantaje și dezavantaje. Asta e. Sunt asta unii e. Care nu te halesc pentru că, bă, are mașină și câștigă banii cu că balade. Nu-i ajunge că cu el bingo, a fost... Cu tare cu aia, cu tare, ca și când am fost la foreasă, le-am băgat eu mâna în buzunar. Exact, fiecare exact. Face ce vrea cu banii și cu viața lui. Nu am deranjat pe nimeni niciodată. Sunt oameni care mă cunosc de foarte bună calitate, care mă iubesc și pe mine și pe Cornel, pentru că au realizat că meseria este una, caracterul și omul este altul. E cu totul altceva. Ăstea nu se confundă niciodată. Nu faci comedie când vorbești serios cu oameni care te iubesc și cu care ai o relație. Și invers, la comedie nu te apuci să ceri lumea și nu e nimic personal. Nu e nimic personal și asta. E, trebuie să le înveți pe ăstea. Le-am învățat și eu în timp. Nu le-am știut din totdeauna. Dar îți spun ceva. Pe semne că disciplina care mi-a fost impusă în familie, eu mai povestesc doar puțin. Eu am mâncat bătăi, tăti, cu curea ălea, nu, la noi nu. Adică tuns, metoda aia tradițională. Zero. Mecă, de-aia m-a tuns zero și a rămas așa, știi, înțelegi? Mi-au bătut apropo ori de mic. Mi-au bătut apropo, da mă, pedeapsă, orice era la școală cu tare, mă ducea și mă tundea. De seama, aveam și noi gagici, atunci veneam chiar, mamă, nici nu. Nu, e o pedeapsă foarte inventivă. Eu... Da mă, mie tuns mi-ai dat zero. O idee pentru fiul meu. Și pentru fiica? Nu. Da, mă, nu, nu, ne tundea zero. Mamă, era cea mai mare. Mai de mamă, nu știam cum să mă duc. M-aș fi stat cu șapca în clasă. Dar cu, la ce faptă? Unde era încadrată? Uite, de exemplu, încadrată. În codul penal al familiei. Prins la fumat. Sau așa. Chiulin de la ore. Da. Sau... am zgâriat mașina profesorului de muzică cu un coleg. Cu deci nu-ți plăcea muzica de atunci. Da. Și uite, te-a văzut la Te Cunosc. Prins acum. La furat de flori. A, deci... Furat flori pentru gagici și am sărit într-o grădină. Și asta e nobilă. Ne-a prins ăla și l-a cheamă mama și pe tata. Asta e nobilă. Mie asta asta e nobilă. Nu-i de tuns. Asta e de implant de păr chiar. Adică să-ți mai... Furat prăjituri din cofetărie, din astea, adică... Înțelegi? Asta e gravă, da. Asta e gravă, da. Asta e deja o abatere. Furam de la de 1,50 lei, nu ne băgam la okay. 3 lei. A, deci doar perciuniți. Savarină nu luam. Savarină nu luam. Luam numai amandit. A, frumos, frumos. Deci... Da, deci, nu, nu. Am avut o viață tumultoasă, știi că și comedia asta se face din cunoaștere. Nu poți să faci comedie dacă ești tâmpit. Și din suferință, adică trebuie și, să treci prin multe bineînțeles. Suferințe. Crezi că poate face și comedie un băiat care a crescut, sau o fată, care a crescut cu toate condițiile, tot ce e mai bun pe lumea asta, fără să treacă prin nicio greutate, de orice ordin. Lumea râde de orice, și de aia bogați și de aia săraci. Poți să râzi de părinții săraci tăi. Săraci râde bogați po, da, bogați da, de po, săraci. Săraci, bogații de bogați poți să râdă. Cum să nu? Că 100% unul e mai sărac pe stradă decât ei. Absolut, dar întotdeauna există tot timpul unul mai sărac un ca tine. Mic, da. Bine, bineînțeles, poți să faci stand-up din orice, înțelegi? Ce tata, pentru că nu mai e cu mama de foarte mult timp, de câte ori îl cheamă în dormitor să facă sex, așa. Iese după 3 minute. Abia dimineața aflu că i-a dat un colier cadou. Sau, mă rog, cu tare. Iar mama, cum să spun, îl folosește pe post de biluțe. Da, pentru... Înțelegi? Înțelegi? Poți să faci stand-up. Cum să nu? Cu tare. Sau astăzi s-a pișat câinele meu în mașina în Porsche-ul lui tata. Da? Așa. De ce? Pentru că nu... că urește mașina Porsche, pentru că îl urește pe tata. Îl urește pe tata și atunci s-a răzbunat. De câte ori intră în baie peste el, da.
Ce pișe pe pijama lui, da, sau ce ne știe, da, da. Da, sau pe bocan, sau pe ciorap, sau pe pantofi. Sau... Depinde. Poate să faci stand-up și pe bogăție, să știi. A, absolut, absolut. Dar nu ai drive-ul. Mi se pare că ai n-ai drive-ul. Bine, n-ai înclinarea, știi? Și nici, cum să spun, nu te crede lumea dacă spui, înțelegi? Tu ești bogat și zici, am fost azi dimineață la piață. Așa. Te voi mergi tu la piață. În dorobanți. Da, exact. Mergi așa. La piață. Da? Ce poți să faci de aici? Am fost la... Am fost azi dimineață. După ce am făcut cumpărături, ăia de la bancă mi-au tăiat cardul. Da. Unul din cele 9 carduri. Da, și da, mai da, e. Da. Ce probleme de am vedere? Am luat mere, săracilor! Am luat mere, săracilor! Mere cu 300 de euro kilogramul, săracilor! Mă, l-am mâncat cu creveți! Ceamă în cap! Caracatiță! N-o vedeți decât în desene animate cu Popei! Da. Deci, asta e comedie. Eu încă am încercat caracatița. Da? Am tot auzit de... Da, chiar, ce probleme de vedere crezi tu că avea Scufița Roșie în povestea cu lupul? Ce cataractă, nu știu, de vedea atât de rău încât a văzut-o... Adică n-a văzut lupul, cât de mioapă să fi fost, la ce s-o fi gândit autorul? Păi nu l-a văzut pe lup, lupul a apărut dintr-o dată, mai frân de seamă că nu știi povestea. Ba da, deci de ce? Adică cum? Tu spui că ea mergea pe lângă ea așa și lupul pe lângă? Nu, lupul când a venit acasă, ai văzut că a venit la bunica. Au făcut ăștia film Capra cu trei iezi, Capra da. Cu trei iezi de groază. E horror, da, vreau să-l văd neapărat. E foarte lupule. Mișto. Da. Nu, păi ea a venit acasă, Scufița, a venit acasă și a văzut-o pe, adică a întrebat-o pe bunica, de ce ai ochii atât de mari? Cât de, adică da. Cât da. Orice operație avea bunica încât să aducă atât de bine cu un lup, că mi se pare că cât de defectă să fii ca bunică, astfel încât să aduci. Nu, că să fii de defectă ca Scufiță. Sau ca Scufiță, astfel încât să nu vezi. Băi, un lup sub hainele alea, dă un col de treabă. E totuși poveste. E, dar trebuie să o analizăm un pic. Da, mă, da, să spun ceva. Nu e matematică. Cum să spun, radical. Așa, dacă ai face un film, cum o pui pe bunica aia? Astfel încât să faci să semene bunica. E pilată, nu știu, lupul. Dar oricum nu se urcă de fiecare dată în orice poveste. În orice poveste care a fost ecranizată, lupul n-a apărut ca bunică. Înțelegi? Apărea așa ca o bunicuță. Ca o bunică și, cu mici schimbări... Așa, înțelegi? Un botic, un pic de botic. Poate și pic... asta avea un presbitism, nu știu, un astigmatism din ăsta convex. Astigmatism. Înțelegi? Convex în unghi. Radial, vedea numai într-un singur punct. O vedea numai spre perdea. Îți dai seama? La da? Cei 9 anișori, îți dai bunicule! Seama. Bunicule! Bunica, unde ești? Da, lupul. Eu sunt lupul. Mișcă-te, voi de aici. Da, da, ai dreptate. Acum, de ce să stricăm sufletele copiilor? Da, da, doar ziceam că a fost o problemă destul de mare la povestea asta, că apare aia și Scufița. Da, măcar de stătea cu spatele, dar ideea este că ea stătea cu fața și o întreba... altfel cum ar fi spus, bunico, ce ochi mare, că te văd mai bine. De ce ai ceafa atât de mare? Că atunci măcar acolo ai păr, știi? Spunea, pe semne că a fost o transformare pe care ea a realizat-o până la urmă. Dar după multe întrebări. De ce multe întrebări. Ca să te văd mai bine, ca să te... Și la Dar Negru era mai repede. Da, mai repede. Le ziceai mai repede la Dar Negru, da. Adică a durat ceva. Opa, stai că ești lup, de fapt. Da. Matale... Da, cu tine discut mai eu tine. Nu sunt proastă. Vezi că m-am prins după multe întrebări. A apărut vânătorul care le-a scos din burta. Da, și aia, cezarienele alea nasoale, da. Da, da, să știi. La lup, da. Păi, dar hai să rămânem pe animale. Tu ce culoare crezi că are zebra la origine? Prima dată, ce a fost zebra? E tot o întrebare idiotă. Albă sau negru? Da, un cal după jaluzele, știi? Da. Un cal după jaluzele. Da, și practic ea e neagră și s-a pus o jaluzea pe ea. A pus o jaluzea pe ea. Bun, deci rămânem la negru. Dacă ar fi să trăiești o viață întreagă într-un marsupiu, într-un marsupiu, al cui marsupiu ai vrea să fie acela?
Ai zis că ai sta ca și câine la Bianca Drăgușanu. Da. Dacă ar fi să stai, Bianca... ai fi un copilaș drăguț toată viața și stai într-un marsupiu. Cine să deține acel marsupiu și de ce? Bianca se explode. Că, nu, gata. Bianca nu. Și n-are loc de marsupiu. Și numai că mai pune și marsupiu. Dar nu se mai poate. Implant de marsupiu, da. Deci ar trebui probabil cineva poate care n-are. Poate în geanta ei, da. Acolo, da. Dar n-am loc de fifi, că să fi doi. Da, 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 mă mușcă câinele dacă-s mic. Da. Cineva cu pieptul mai puțin generos, probabil. Și un bărbat poate să fie, dar bănuiesc că nu, nu ți-ai dori. N-am să-ți fac pe plac să merg pe comedie, am să merg pe o chestie... profundă, emoțională. Profundă, emoțională. Așa, deci la cine? Mi-e dor, mi-aș dori să fiu din nou copil și să fiu purtat de mama, da. Mama mea încă trăiește, e la Craiova. Poate că sunt un pic patetic, poate și în marsupiul Nicoleta, pentru că asta a avut 3 copii pe mine, pe Cătălin și pe Daria. Așa, tot timpul a avut... Păi și îi mai îngreunezi după atâta trudă, îi mai îngreunezi sarcina? Duce. Crezi că ar mai duce 2 copii acum, dacă ați face? Crezi că ar mai... Acum nu. Păi nu, dar acum nu. Dar nu-i mai trebuie să mai facă ea 2 copii. Adică, pentru că avem 2 nepoți. Așa că e deja, e deja înșurubat acolo. Nu mai... Iartă-mă, mama. Știu. E deja înșurubat. Deja când a crezut că scapă, a apărut ăștia. Da, da, iubesc foarte mult, sunt foarte mișto. Dar e o altă meserie, să știi. De bunic, e altceva. Păi cum e, chiar? Adică o simți mai intens decât ce apărinte? Băi, e mai intens decât, pentru că atunci, fiind tată, trebuia să te ocupi de toate. Așa ei sunt pregătiți, sunt mâncați, sunt cutare, vin doar la joacă. Înțelegi? Și odihniți, sunt odihniți. Aici ai prost, că sunt odihniți. Aia e o problemă, da. My God. Sar, să duc, fac tare, pentru că Filip are 4 ani, aproape 4 ani, și aia mică are un aproape de 2 ani. Un așa, acolo e mai... Adică... Așa, ce? Că aia face exact ce face ăla, sar în pace cu tare. Și ei se bucură, că eu le fac toate tâmpenile, mă fac, mă aia, îi bag, mă bag în șifonier, fac pe Batman, fac pe aia, sar, aia sare, o arunc pe aia, prin păl, ăla vreau și eu, pune pe aia. Dimineața, la un moment dat se aude, mie nu-mi zic bunicul sau aia, lui Cătălin, îi zic tati și așa. Mie tata. Dar niciodată nu confundă tati să-mi zică mie tati cu tata. Nu. Păi tata. Tunzi dacă nu. Da. Zis, tunzi zero, îi pedepsești. După mine bunicul numai când e palade cu mine. Atât. El e singurul care are față de bunic. Nu, că el recunoaște că s-a născut cu fața aia de bătrân. Da, chiar, da. Chiar acum da. Că-mi zici, da. Da. Mi se pare că și acum 20 de ani când îl vedeam, tot așa era. I-aș fi zis bunicul. Bunicule, adică... da, ce mai faci, bunicule? Cât ai făcut? 20 de ani. Da, bravo. Păi și pe tine te iubesc mai mult decât pe Nicoleta? Ba nu, și pe Nicoleta. Sau nu, dar, pe tine da, așteaptă mai tare să te vadă, ești mai... Da, eu sunt mai rar mintea acasă, lor mai tare. Eu sunt mai rar acasă și le fac... Și le fac toate bucuriile, toate nebunile, mă joc cu ei, stau și... Îți dai seama, în momentul... Deci asta e reacția. Când am zis, hei, amândoi, asta e reacția, ca să știi. Că vine Cătălin la mine, te rog, e frumos, nu-i mai agita, lasă-i un pic, îi culcăm acum. A zis, hai să vin până la voi, nu, te rog, te-ai agita, lasă-i acolo. Să mă duc să-i... Nu, lasă-i așa. Dar e super bine când sunt super activi. Decât, mi se pare că dacă vezi un copil așa mai liniștit, ai impresia nu, că, e o da, că e bolnav, ceva e genos. Eu am fost așa, super liniștit, nu eram bolnav, dar nu aveam chef de lucru când eram mic. Eram, nu găseam motivație ca să fiu energic, știi? Era, și după aia ce se întâmplă? Păi, obos, dacă te-ai lăsat de servicii, înseamnă că n-ai chef. Da. Salariul mare. Ce sens are? N-are niciun sens până la urmă. Deci așa e cu viața de bunic. Uite că nu știam, n-am vorbit niciodată cu un bunic care să fi trecut prin toate. Eu nici tată nu știu ce înseamnă să fii. Și de asta te întrebam într-o zonă din asta mai profundă. Și tată. Dacă merit. Știi? O să merit dacă îți dorești lucrul ăsta. Sper că îți dorești să fii. Da. Doar că vreau așa o garanție. Vreau, o garanție mi-aș ce? Pune niște specificații la copil, știi, când îi zic nevestea. Când putem bifa asta și da. Crezi da. Că ești persoana potrivită care poate bifa aceste puncte pentru copilul ar meu? Ar fi extraordinar, dar nu știi niciodată ce se întâmplă, de unde vin și ce fac, dar în orice caz sunt o bucurie. Deci sunt o bucurie, recomand. Recomand. E
și cei care nu-și doresc sau nu pot, nu mă bag niciodată. N-am tras niciodată concluzii. Vezi, și asta e o chestie, să nu tragi concluzii despre viața altora. A fost acum situația cu Delia, dacă ți-amintești, că a declarat Delia că nu, ea, deocamdată nu-și dorește copii. Și a sărit toată România, cum nu dorești copii? Mă puțin, e decizia fiecare ce face în viață. Adevărat, și cu corpul lui. Și cu corpul lui până la urmă, da. Nu, vezi, și chestia asta, am avut noroc, pentru că noi, nedepinzând de nimeni, niciodată, care să ne pună la zid sau aia, având partidul nostru, eu cu Cornel, am putut să creăm și să ne facem singur treaba. A contat foarte mult lucrul ăsta, să poți să gândești liber, să poți să-ți faci singur, să-ți iei singur deciziile, pentru că noi toată viața noastră n-am făcut altceva decât să luăm singur deciziile ca să ne creștem familia, să facem niște bani, să facem comedie, să fim peste tot. Ați fost proprii voștri șefi, practic. Da, n-am niciodată. N-am fost niciodată cartieruiți. Sau să avem, sau să... Băi, ce val! Și la vremea aia nu era condamnat? Dar să spun ceva. Meseria a fost meserie. Nu ne-am jucat niciodată. Îți dau cuvântul meu de onoare, că niciodată în 33 de ani n-am întârziat la un spectacol. Un spectacol din cauza noastră nu s-a amânat. Nu s-a întâmplat niciodată ca fiind un spectacol să se întâmple ceva. Niciodată. Deci niciodată n-ați... Niciodată în viața noastră nu s-a amânat un spectacol din cauza noastră sau am întârziat la vreun spectacol. Niciodată. Mai rar, adică se mai practic. Asta zic, mai rar, în 30 ceva de ani să nu se întâmple... Niciodată. Ți-ar spune cu cea mai mare plăcere, da, mă, uite, am fost la un spectacol, la Tănase și peste tot ne ducem, bă, ca să vezi ce noroc am avut până și avioanele și mașinile și cu ce am... Ne-am transportat, tot timpul am ajuns. Tot timpul am plecat din timp. Tot timpul am fost amândoi. Băi, și avem o chestie, de exemplu, trebuie să ajungem la 7 la antenă sau la Măruță sau unde. La 7. La 7 fără un sfert apar eu și la 7:45 eu și la 7:46 fără să ne vorbim apare Cornel. Ori eu înainte și el, dar aproape în același timp. Fără să vorbim. Noi avem o oră dată de studio, dar când vii, fiecare decide. Vin cu un sfert de oră mai devreme, poate cu o jumătate de oră, poate cu 5 minute. Treaba dar mea. Mai devreme, adică nu, ideea mai e să fie mai devreme. Mai devreme, dar nu în același timp. E, venim în același timp, fratele. Aici, da, deja e o legătură predestinată. E ceva... Când respiră, ce trebuie, ce vrea să spun. Deci sunteți ca frații gemeni. Adică aveți practic aceleași... Eu îl văd înainte de a da replica, când suntem pe improvizație, știu exact ce are. Și el la fel. Știe. Oare deja pregătită, cum să spun, în minte, ceea ce trebuie să spun eu. Pentru că urmărim logica textului, chiar dacă este improvizație. I-am încurcat pe unii astăzi, dar ce se aveți face? Și whisky-ul e bun și interlocutorul și băiatul e bun. Dar chiar cu familia n-au fost probleme din pricina meseriei niciodată? Adică n-au fost piedici? Toată lumea așa a asumat lucrul ăsta și meseria mea. Au pentru înțeles. Că în momentul când ne-am întâlnit în viață, eu făceam lucrul ăsta și ăsta este lucrul pe care îl fac, este lucrul din care... Câștigi pâinea din și... Din care câștigăm, din care muncim, din care plecăm nopțile. Deci nu uita că aproape 15-20 de ani, noi la mare, stăteam 3 luni, aveam 4 spectacole, plus încă 4 baruri. Era la 2:30 noaptea terminam 3, ultimul bar. 15 ani! Nu uita că înainte de ăștia 15 ani, în București, eu, aveam Tănase și 3 baruri. În fiecare noapte. Și nu te apuca... Și uite, m-am făcut 60. Adică pare, nu pare că ai trecut prin toate astea. Te menții super bine. Asta e, te menții... Deci ți-aș nopțile... Da? Cât ți-aș da? Dăm 2000 de euro, cam o treabă. Nu, ți-aș da un 40, 41, cam așa. Îți mulțumesc frumos. Serios, adică după... Da. Nu? Nu? Sau exagerez eu?
43? Da, 50? 43 jumate. 50 și 60? Nu, 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 dar chiar 41. Adică te menții. În schimb, Cornel, cumva, pe el se vede mai tare că a trecut vremea. Cum ziceai că el, aducea făcut, bunic el de făcut, mult timp. El a făcut 70, my friend. Mă, mulți ani, copii, da. 70 de ani. Copii, 70 de ani. 70 de ani este o vârstă. Și el înseamnă că s-a apucat Cornel mai târziu. Arată foarte bine pentru vârsta lui și într-o formă și se mișcă mai super bine din ce am văzut la emisiune. Și se mișcă super bine, e cu mine cot la cot acolo. Dar nu ți-a fost teamă când a acceptat propunerea de la Pro cu Sunt Celebru? Păi pentru că nu are o vârstă și... Și-a asumat-o el, am discutat-o. Noi am discutat, că de-aia m-a întrebat mai devreme, că când am apărut ultimul an într-un an de scandal, că m-am despărțit de palat. La noi nu e, la noi e până când moartea ne va despărți. N-are cine să ne mai despartă. Nu mai putem să căutăm acum. Ori eu înainte, ori el înainte, nu mai contează. Dumnezeu știe mai bine. Ne despărțim, nu, nu. Și proiectele care am avut la Te Cunosc, le-am discutat cu el. Gigi, vrei? Nu, nu mă va, bun, bine, te duci tu acolo, du-te acolo. Ce faci acolo? Bine, unde? Eu mă duc în partea aia. Când suntem amândoi? Pentru că știi foarte bine că repetițiile și filmările pe care le aveam la Te Cunosc erau în timpul săptămânii, iar în weekend erau evenimentele, așa că voi plecai și nu umblam în visteria cuplului să-i dau peste mână, Gică, nu mai mergem acolo, că am filmare eu. Asta nu s-a întâmplat niciodată și toate lucrurile au fost discutate de la început. Indiferent cine scrie, cine compune, cine ia spectacol, cine se duce, cine vine, totul se împarte la jumătate. Nimeni nu ia în plus, nimeni nu ia în minus. Ăștia sunt banii, așa am mers tot timpul, am discutat tot timpul, fiecare chestie în parte, Gică, mergem pe atât. Nu, nu, ne pare rău, vă pup. Da, da. Zi, e ok, e ok. Zi, mă, mergem acolo. Unde? Bine. Pa. Toate astea s-au discutat. Nimeni nu a avut, cum să spun... Lucrători pe raspate sau ceva de genul ăsta. Nu, dar într-o relație de genul ăsta, știi... Ca în orice relație, de altfel. Te-ai apucat să desfaci merge de sus, să vezi de ce merge, înțelegi? Și drecuri, mă, merge în continuu ăsta. Și drecuri, mă, și hai să vedem de ce, nu. Fabrica merge bine, au trecut 33 de ani, suntem în showbiz în continuare. Și să mai treacă încă 33 cel puțin. Și Doamne ajută, cât o vrea Dumnezeu. Deci dacă aveți, dacă faceți 70, mi se pare că e și la 70 să vă retrageți cumva, să stați la pensie, să vă odihniți. La 70 ai mei și la 60, 80 ai lui. Nu, la 70 la de carieră. Roba. De carieră. La da. Deci la 100, da. La 100 și am zis, nu scap de mine cu roaba, te aduc în scenă. Te cu scoși de microfon. La 103 ani, Cornel să poată zică, băi, e timpul să mă odihnesc un pic. E timpul să ne odihnesc un pic. Să ne pune și noi la locul nostru. Uite, noi avem un joc așa, acum cumva spre finalul podcastului. Primul joc se numește Testul de Limbă. O să-ți dau ceva într-o limbă străină, telugu se numește această limbă, și să ne spui ce crezi că ai zis. Stai că-ți dau, chiar avem niște foicele aici. Și uite, asta e limba. Trebuie să citești telugu. E un dialect vorbit în India, într-o parte a Indiei, și că e vorbit de 7,5 milioane de oameni. Adică e destul, telugu lung. Da, telugu, telugu lung. Ayan Bumpamai Cei Cesuko Vankandanaki Umpanyo Gine Pandathati Paladanti Ramanam. Uite, pare că e cu palad. Pare că e palad de ceva la palad în limba indiană. Da. Ce Dumnezeu am scris? Păi nu știu, asta să ne zici ce crezi că ai citit și după aia îți dau și traducerea pe care o avem. E un text care a circulat în presă. Vorbește ceva despre un palat, despre niște... Nu chiar. E un text funny. Dacă zic, uite, eu îți dau și traducerea. E un text foarte funny. E un text de la Bac, rostit la Bac. E amuzant, când am găsit metoda pe net. Metoda folosită de Ion pentru a pune mâna pe pământul Anei este însărcinarea. Da, asta a dat-o un copil la bacalaureat. Din Ion. Metoda folosită. Și am tradus asta. Am tradus în telugu. Metoda folosită de Ion pentru a pune mâna pe pământ Oanei este însărcinarea. Dar mișto, adică ca text de comedie, de cele mai multe ori ai văzut că asta e involuntare. Sunt ușor comice toate. Da, ce involuntare, e super funny.
da, sunt niște comentarii. Păi da, pentru că el a înțeles altceva. Dacă ar fi scris textul Motamon, ar fi fost comedie. Pentru că... Da. Când tu înțelegi altceva, da. Însărcinarea e foarte mișto. Și mai avem un joc, asta e din filme, trebuie să recunoști niște filme după replici. Cum stai cu filmele? Te uiți? Sau da, mă uit. Nu ești cinefil de fel? Sunt. Bun, uite, avem un prim film, dar sigur îl cunoști, asta e destul de celebru. Cred că unul din cele mai celebre ale acestui actor, stai să dau și mai tare, așa, uite, spune. And the verse is your army. Why does it go? We didn't come here to fight for them. E un film din ăsta cu război extrem de celebru. Rambo. Nu. E mai în trecut, adică acțiunea se petrece mult mai în trecut. Mai punem o dată. And the best is your army. Why does it go? We didn't come here to fight for them. Din zona aia Scoției. Mel. Mel Gibson, Patriot. Nu. E când era el vopsit pe față. Era vopsit pe față în două nuanțe. Păi ea era, nu era Patriot? E Braveheart. Braveheart. Da, e mai luat, oricât de cine bine. Fi l-ai fi, că dintre ele mai spart la ficat, tu m-ai ajutat acolo, hai că e ușor cu oricine cunoaște, dacă e cinefil, pe dracu. Dar nu e o replică atât de cunoscută. Foarte drăguț, vorbim după ce terminăm. Nu e o replică super cunoscută, într-adevăr, că ar fi fost prea ușor. Da. Ar fi fost prea ușor. Și după aia... Mă ajut sau mă bagi? Așa, din nou, un film super cunoscut, dacă nu știi, nu știi. Nu, chiar, ăsta e mai nou, e mult mai nou. Și e cu unul din cei mai buni actori ai generației astea. I'm gonna tell about you. I heard you've been telling everybody that Mandingo's ain't no damn good. Ain't nothing nobody is selling is worth buying. I'm curious. What makes you such a Mandingo expert? Deci generația asta de actori e Brad Pitt, mai e altul care se bate la Oscar și abia l-a luat săracu, se bate de mult la Oscar, nume italienesc. No. Cel mai frumos, cred că actor, nu? E Brad Pitt și ăsta, cei mai frumoși. A, ăsta, cum îl cheamă? DiCaprio. DiCaprio, da. DiCaprio? Așa, într-un film despre sclavie, joacă și Jamie Foxx. Din nou, nu e o replică super cunoscută din film, dar... Despre sclavie? Da. Nu e 12 Years a Slave? Nu, păi n-are cum. Da, că l-ai... Trebuia vopsit, dacă așa. Da? Trebuie vopsit. Despre sclavie. E cu D.J. Django. Django Unchained. Dacă Django. Îl știi. Django. Păi nu l-am văzut. Ăsta nou... E de câți ani? Când s-a făcut Django? Din Django. Django Unchained. Joacă el pe la proprietarul de, da. Care, când s-a tăiat el la mână real. Da, cum m-a împușcat, că îl împușcă ăla. Da. Acolo, da. Și cine a văzut filmul acum, dacă se uită, păi mă voiam să mă uit, m-a împușcat, nu e, gata. Da. Păi nu știi că aia, la film, la o premieră din asta, toată lumea nebunită, cu tare film aia și la un moment dat trece unul. O pușcă la sfârșit și moare ăla, după care ăla, tot. Bă! Am dat banii deja. Bine. Erau coadă, da. O pușcă la sfârșit, după care ăla pleacă afară, da. Și uite, ăsta al treilea e comedie. Ăsta e unul din cei mai buni actori de comedie. Da, mă, sunt o grămadă, my friend. Ăsta e chiar, n-ai cum să nu-l recunoști. I can't lie! E despre minciuni film. I can't lie! Canadian, actor canadian. Uriaș de comedie. A făcut filmul Masca ăia? Da. El e. E Jim Carrey, da. Jim. Dar ce film? E Mincinosul Mincinoșilor. Mincinosul ăla, că nu poate să mai minte. Da. Da, foarte, foarte bun film. Da. Extraordinar. Da, le-am văzut pe toate, n-am reținut replicile. Da. Bine, n-am zis-o pe aia. Bun, adică și ce nu câștig? Dacă era, ce câștigam? Nu, că nu e nimic, pe atunci adică, mai punem două pahare de asta. Mai pune, da. Uite, ăsta e dintr-un film de copii, dacă ziceai că să nepoții tăi sigur s-au uitat. Sigur. Ăsta e cu ăla, cu roboțelul ăla.
cu ăia mici. Da, ăia mici. Și da, galbeni. Da, și galbeni. Nu. Ah, sunt ăștia... Minioni. Minioni, da. Și uite, ultimul e românesc. Ultimul e românesc. Cu un... Da, Mihai Viteazu. Da. Mihai Viteazu, care am înțeles că fusese nominalizat parcă și la Oscar, la film străin atunci, nu? Da, am zaptele. Mă avea imens actor. Ia mai dă o dată. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Fii atent la mine. Asta nu-i vocea lui... E dublat de cu totul altcineva. Este dublat de... Pare că de tine, adică are asemănătoare cu vocea ta. De... Mamă, cum îl chema, mă? Mi-ar plăcea să-ți dau variante, dar nu... Mă, știu eu, cum mă? Ia vezi, mă, ia intră. Dublajul la Mihai Viteazu. E Mihai Viteazu, e Amza Pelea, nu? Da, e Amza Pelea, dar stai, uite, căutăm acum pe net. Dublaj Mihai Viteazu. Dublaj Mihai Viteazu. Regizat așa, a fost realizat în studio nu știu ce, prin vocile Petruț, Emanuel Petruț. Emanuel Petruț. Băi, alo, da, ce ureche am. Da, am înțeles că se dublau multe pe atunci. Se dublau foarte multe, da. Și la Sergiu Nicolaescu, parcă sunt mulți care au dublat. Da, el și-a folosit mult timp, după aia și-a folosit vocea el. A intrat pe vocea lui, aia reală. Dar unde era un accident sau era fum pe autostradă, ce filmează Nicolaescu? Așa era. Ce filmează Nicolaescu? Dar bune filme, foarte bune. Și acum se fac filme, alo, drăguțe, dar... Da, bravo, au început să filme comerciale. Au început să se facă de comedie, pentru că, să spun ceva, mama, a fost o pleiadă de filme numai despre... Ciorbă, cu ciorbă și cu... Numai asta, bă, numai... Depresia, numai comunistă. Numai putare, numai... Gata, my friend, e comedie, bravo. Da, a mers acum Team Building, Mirciulică, sunt două filme care funcționează super bine. Super bine. Da. Și uite, pe final mai avem un joculeț între și între. Ăsta se numește între și între și trebuie să alegi dintre două variante. Ai doar două variante la dispoziție, trebuie să alegi. Și prima întrebare e între a da 10 ani din viață și a face pușcărie 10 ani, ce ai alege? Dintre astea două, adică ai doar aceste două opțiuni. Aș da 10 ani. I-ai dat 10 ani și n-ai stat în pușcărie? Da. Pentru că mai vorbeam cu prieteni și ziceau, bă, mai bine pușcărie, că nu știu cât mai am. Și de asta, dar și eu cred că aș da 10 ani decât să stau în pușcărie, că sunt niște acolo condiții. Auzi, dacă stai... Așa e? Avem aici unii care au de lucru. Ai deștept la locul de muncă aici? Da? Și între a avea tatuaje pe întreaga față și a nu avea niciun dinte, ce alege? Între a fi tatuat total pe față și a nu avea niciun dinte. Mă, sincer să fiu, pentru comedie, tatuaje fără dinți. Ai. Păi că tatuajele te strică. Și ai stat fără dinți? Fără dinți, păi și ce? Păi și ce mănânci? Comedie? Și ce mănânci? Păi și supe? Ce? Pentru ce am copii să-mi mestece? Să spui copii să-ți mestece ca la păsări regurgite. Da. Și ei ce fac? Corect, dar ei pentru ce? Pentru ce mai sunt în casă până la urmă? Și acum să ne răspunzi la întrebarea asta de la început. Care? E adevărat. Că eu când eram acolo, mama lui Mihai schimba. Deci, hai că o repetăm întrebarea. E adevărat că în timp ce tu și Cornel Palade stăteați în telefon cu câștigătorul bingo, mama lui Mitoșeru era în spatele panoului și schimba premiile? Na, niciodată. Știi că era o vorbă. Băi, cu tare să umblă, să face. Nu. Să spun de ce. Am mai spus-o de 100 de ori, o spun și încă o dată acum. Era un business atât de bun, încât nimeni nu putea să-și distrugă un business de milioane de euro. Prin șmecherie, cred. Făcând o șmecherie, dându-i unuia unui apartament, o mașină sau 100 de mii de euro, cât era până în 100 de mii de euro. Ca să poți să faci lucrul ăsta, trebuia să implici vreo 7 persoane, una la mână. Să-i arăți asistentei unde e biletul, ceea ce nu se putea, pentru că era legată la ochi. Atunci când o ducea supervizorul, trebuia și supervizorul, când o lua de mână, să-i pună mâna pe bilet. Când ducea biletul, trebuia să-l pună într-un bol unde
trebuia să știi exact unde îi dă drumul la bilet, pentru că mai erau încă 15. Da, deci ca să îl ia pe ăla, să presupunem că îl lua, era dus la comisie. Comisia era, validau 5. Poliție, ANAF, mai continui. Mamă, deci era un... Joacă-o pe asta. Cum? Zi! Și să striga numeral. Popescu Viorel din... Domnul Geo, sau cum îl chema? Era domnul Geo. Vorbeai cu el la telefon. Ah, deci nu... Dar era acolo mama lui Mitoșeru? Era de acord! Era de acord! Era de acord! Dar e simpatică, doamnă, că ți-a zis, o vedeam de multe ori la TV. Păi nu, și eram, dar unde e Mitoșeru? Pe ea o chema acolo, Gică Contra, ca să poată să le certe, pentru că producătoarea și cu asta, cum îi se spune, interlocutoarea, prezentatoarea și ca n-are dreptul să certe. Și apărea câte vedea... una care s-a copilul. Dar nu te-a fost rușine să-ți lași copilul? Nerușinul ăsta, că uite eu cu Mihai de când, cu tare, de dar nu e pe Mihai exemplu, da. Eu cu tare, cu tare. Și era Gică Contra, era acolo. Să balanceze. Balans, sigur, păi trebuie un Gică Contra. Să creeze intrigă un pic. Trebuie un Gică Contra tot timpul. De ce crezi că l-am pe Palade? E Gică Contra. Că nu ne place banii la contract, Cornel pleacă și rămân eu. Ce să fac dacă nu vrea? Dacă nu vrea domn Cornel, dacă da. Dacă nu vrea Cornel. E jun paravan bun, nu vrea Cornel. Nu vrea Cornel. Nu vrea Cornel. Dar, vreau, dar... ce bine, domne, cu tare vorbesc cu el. Gata, i-a trecut supărarea. Pentru oamenii care se uită la noi, avem un premiu aici. E un soi de suvenir pe care semnează fiecare invitat în parte. Sau scrie un mesaj, orice trece ție prin minte. Uite, pe partea asta, aurie. A, da, și merge? Da, cine ghicește despre cine e vorba în premieră, în premiera de pe YouTube, o să câștige acest... Da, nu știu nimic, doar mă semne. Poți să te semnezi, poți să și scrii absolut orice. N-am... Scris frumos. N-am ieroglific, sunt unii, zici... Și eu la fel, de-aia doar semnez, da. Sunt unii care zici că aleargă după muzică, știi? Așa, știi? Știu. Sau au Parkinson, știi? Știu că... Eu mă semnez, my friend. Și eu, că am doar un râ, atât știu să fac frumos, în rest sunt vai de capul meu pe scris. Adică aș putea să dau rețete în orice moment. Adică la... te rog. Mă, e bine. E super bine. Da, e exersată, nu? E genul ăla, exersat 2 luni. Nu exersat. Știu că oamenii care semnează așa stau din copilărie, nu, de la 8 ani. Niciodată. Cu program. Am să-ți povestesc acum și după aia plec. Eu în armată am fost furierul comandantului. Aveam 8 feluri de scrisuri. Scriam în 8 feluri. Ca să înlocuiești... Istoric. Eu făceam, cum se spune, făceam felicitări cu globuri și le vindeam la colegii mei ca să fac bani. Și scriam cu tare, pictam, făceam. Și scriam foarte bine. Aveam un scris tehnic. Știi ce înseamnă scris tehnic? Ăla care se scrie în... când făceai, cum se spune, chestii oficiale, la sfârșitul anului de clasa 12-a, liceele tehnice făceau un proiect tehnic pe care ți-l dădea și trebuia să scrii tehnic așa, a plecat. Și e nativă sau ai exersat-o pur și simplu? Nativă, așa am scris dintotdeauna și mi-am descoperit valențele astea cu scrisul și am încercat tot felul de scrisuri. Înțelegi? După ce am terminat armata, încă 2 ani, am fost chemat să lucrez pe hărțile militare, pentru că trebuie un fel de scris pentru hărțile alea și să desenezi. Timp pe care l-am învățat. Furierul comandantului era furierul de la pregătirea de luptă. Pregătirea de luptă făcea niște hărți de luptă pe care le făceau în perioada aia, niște hărți din astea demonstrative, rahat, care aveau 3x2. Mă descălțam și mă așezam pe hartă și cu mâna liberă deseneam cu peniță lată. Și nu puteai greși, adică dacă greșeai, harta era nu. Cu pedeapsă. Și 2 ani de zile încă m-am mai chemat. Și luai bani, nu? În aia 2 ani de zile. Nu. Dacă erai în cadrul armatei. Și acum, dacă începe război, eu scriu. Deci ai de comedie, o să scriu. Da. Pe hărți, da, ar fi. Da. Ar fi dacă începe un război, am să fug chiar înapoi. Da. Deci ești asigurat într-un război. Da. Mulțumim foarte mult, Romic, că ai fost un invitat. A fost chiar o bucurie extraordinar să te întâlnesc. Și eu, chiar voiam să ne revedem. Te felicit și Cornel, te felicit. Am vorbit cu el că vin încoace. Serios? Și mulțumesc foarte mult. Și știe că faci lucruri
Bune, perfect, foarte frumos. Mulțumim foarte mult. Poate o să facem și niște sketch-urețe la un moment dat. Chiar vorbeam cu Cosmin că vrem să diversificăm, să avem persoane din toate categoriile astea, știi? În sketch-uri și chiar ne-ar plăcea foarte mult să joci alături de noi. Și tu și Cornel, dacă vă doriți. Cu mare plăcere. Vă mulțumim mult că ne-ați privit. Nu uitați să dați like, share, subscribe și toate celelalte butoane pe care le vedeți acolo. Vă pupăm, salutare!